Proporția dezastrului lăsat în urmă de ruși este uriașă. Sunt zone întregi în care locuiau sute de mii de oameni, dar care în acest moment nu mai este nimeni. Sunt lăsate în urmă doar mormintele. Oamenii se tem să revină, iar cei care o fac au învățat să navigheze pe câmpurile înțesate cu mine și să trăiască în condiții mai rele decât în evul mediu. Puținul ajutor pe care îl au iese din partea voluntarilor. Și după ce au distrus tot în calea lor, rușii continuă să bombardeze și acum. Și mergem acum la colegul nostru, Cristi Popovici, trimisul nostru special în Ucraina, care este acum în Slaviansk, în mijlocul triunghiului de bombardamente format din Harkov, Luhansk și Donetsk. Cristi, bună seara! Bună seara, regiunea Donetsk. Aici suntem în acest moment, în Slaviansk și în spatele meu. Vedeți dezastrul pe care rușii îl pot lăsa în urma lor, cum acționează ei în această etapă a războiului, aruncă de la distanță rachete Grad, rachete pe care le-am văzut și noi în periplul pe care l-am făcut astăzi, sate întregi rase de pe fața pământului, sute de mii de oameni care au fost nevoiți să fugă și printre ei câțiva care au ales să rămână, pentru că speră că ucrainienii vor recuceri această parte a țării care se află într-un conflict continuu din 2014, nu de acum un an, ci din 2014, au trecut atâția ani de atunci. O situație extrem de complicată pe linia frontului, acolo unde ucrainienii spun că se așteaptă ca rușii să acționeze violent în săptămânile următoare. Sunt detectate mișcări de trupe la granița de est a țării. Rusia masează în continuare trupe, rezerviști, dar și noi încorporați care au fost aduși cu forța de Vladimir Putin. Sunt acei tineri care nu vor să lupte în acest război, dar care din obligația de acasă sunt nevoiți să o facă. Și ce fac ei? Lasă în urma lor doar dezastru și distrugere, sub pretextul că vin să elibereze partea aceasta a Ucrainei de naziști, așa cum o tot ține Putin de la începutul războiului, vin și mor nevinovați. Sunt zeci de mii de ucrainieni care au fost masacrați de ruși în acest război. Pe de altă parte, sute de mii de militari, în jur de 200 de mii de militari ruși care și-au pierdut viața de la începutul acestui conflict pe care Putin l-a pornit fix în urmă cu un an. Pe 24 februarie în 2022, la ora 5 dimineața, Putin ieșea la televiziunea națională și spunea că a pornit o operațiune specială, operațiune armată specială, un război în toată regula, un război de masacrare și distrugerea vecinilor de la vestul lor, practic estul Europei. Cel mai mare conflict militar armat de la cel de-al doilea război mondial îl trăim și noi, pentru că este aproape de granițele noastre. Avem tensiunile din Transnistria, care cu fiecare zi sunt din ce în ce mai mari și nu știm exact care este planul lui Putin. Între timp, ucrainienii așteaptă întăriri, au primit primul tank astăzi din partea polonezilor, dintr-un set de 14. Urmează și altele să vină de la germani, de la britanici, dar și ceea ce au cel mai mult nevoie, elemente de apărare antiaeriană, rachete de rază lungă de acțiune, și spune că cu acest ajutor pot împinge înapoi trupele rusești de pe teritoriu. Zelenski a respins astăzi oferta de pace pe care chinezii ar fi propus-o către Rusia, ar fi discutat-o către Rusia, pentru că, spune el, vrea să-și recucerească teritoriile. Spune că o poate face, dar doar cu ajutorul vestului, cu ajutor financiar și militar. În primul rând să țină linia frontului, să-i gonească pe ruși din Donbas și apoi, în ultimă instanță, să poată recuceri peninsula Crimea. Am fost astăzi în niște locuri unde nu credeam că voi merge vreodată, unde am văzut doar distrugere și moarte. Vă las și pe dumneavoastră să vedeți reportajul și să trageți singur concluziile. Echipa Antena 3 a filmat pe linia frontului satele rase de pe fața pământului de ruși. Vorbim de localități bombardate masiv încă din prima zi a războiului. Izium a fost printre primele orașe cucerite de ruși la începutul războiului, în momentul în care au intrat dinspre zona Donetsk, Donbas, pe care deja o aveau sub ocupație, i-au masacrat pe civil. Peste 450 de cadavre sunt în această pădure, unde rușii i-au îngropat pe oameni, inclusiv gropi comune sunt acolo. 30-40 de cadavre au fost descoperite ulterior de procurorii criminaliști de aici din Ucraina. Orașul a fost eliberat abia după 6 luni de la prima ocupație, asta înseamnă septembrie-octombrie, și tot atunci au fost descoperite aceste orori.
Satele de la graniță sunt aproape pustii, nici măcar nu se mai pot numi localități. Clădirile sunt puse toate la pământ, din când în când zărindu-se câțiva pereți care se mai țin în picioare. Chiar și în aceste condiții vitrege de trai, unii dintre oameni au ales să revină. Este incredibil cum în acest sat, care a fost efectiv ras de pe fața pământului de bombardamentele rusești, mai sunt oameni care locuiesc în casele distruse. Le-au peticit cum au putut. Sunt 5 familii care mai locuiesc în acest sat. Ei sunt oamenii care trăiesc în condiții efectiv de evul mediu. A potom mi vrnulis da same pervi. В село. Same pervi. Як ви здесь проживаєте? Вот так от. Только все було заросше травою, он як у там он за дворами. Ну, як на огороді. Криші поділили. Волонтери давали осколки. 20 de voluntari din Republica Moldova vin până aproape de linia frontului ca să aducă ajutoare, produse alimentare, produse de igienă pentru oamenii care au rămas în satele distruse. Vă este teamă? Totuși suntem lângă linia frontului aici. Omenește, da, dar compasiunea care este în inima mea pentru acești oameni e mai mare decât orice frică, de aceea chiar sub amenințare și riscul de a fi atacat sau o amenințare de moarte, noi reușim să ajungem aici și să venim să întindem o mână de ajutor pentru ei. Numai că războiul continuă, zi de zi, oră de oră, bombardamentele se aud în continuare, uneori mult prea aproape de localitățile de la graniță. Așa arată rachetele pe care rușii le-au folosit pentru a distruge sute de localități, sate și orășele aici în regiunea Donețk. O rachetă tip Grad se numește. În zona aceasta avea 6 explozibili. În momentul în care se apropie de sol, acești explozibili se detașează de racheta mamă și distrug totul în cale. De teama rachetelor, oamenii care au revenit în satele distruse deja se adăpostesc în subsoluri. Așa, zăvărim nevinke să fie... Povă ce po obida eu. A rost o odna coica spămo, a rost druga. S kim proживаєте? Дай син. Ну, а тоді в цьому году нічого не будемо робити, тому що поля заміновані. І по весні не готові до посіву. А по весні, може, якщо яке розмінірують, тоді може. А так, ну, та й жити покудаще. Ніхто не хоче їхати сюди. Це ми вдвох живемо.